Începem, da? Îmi spuneți dumneavoastră sau? Da, e ok? Bun, bună ziua! Mulțumesc în primul rând că ați dat curs invitații la briefingul nostru de presă de astăzi. După cum știți și o să vă transmitem și în format electronic datele privind incidența comunitară pentru județul Neamț pentru ziua de astăzi și datele pentru județul Neamț și datele pentru țară cu noile infectări. Avem 5.029 de cazuri astăzi la nivelul întregii țări de noi infectări coronavirus și avem 103 cazuri pozitive date astăzi pentru județul Neamț. În urma analizelor Direcției Sănătate Publică Neamț făcute și actualizate la data de astăzi 23.10, avem o incidență comunitară de 1,81 la 1000 de locuitori pe județul Neamț. Rămânem în continuare pentru cele 14 zile, 12 au mai rămas, pentru localitățile Tașca și Tarcău în zonă de carantinare, cu obligațiile specifice și restricțiile specifice date prin hotărârea Comitetului Județean de Situații de Urgență și semnată de comandant acțiune de domnul Raed Arafat. Suntem într-o situație pe orașul Bicaz, cu o incidență comunitară de 3,48 la 1000 de locuitori, pe comuna Războieni, cu o incidență comunitară de 3,90 la 1000 de locuitori și cu o cazuistică pe focar primăria localității Girov cu aproximativ 11 persoane declarate pozitiv, care lucrează în primărie, funcționari. Avem o incidență de 3,06 la 1000 de locuitori pe comuna Gârcina și avem o incidență de 3,31 la 1000 de locuitori pe municipiul Piatra Neamț. Pentru aceste patru localități, s-a luat astăzi în Comitetul Județean de Situații de Urgență hotărârea ca pentru o perioadă de 14 zile, cu posibilitatea reanalizării săptămâna viitoare, vineri, ca scenariile pentru unitățile de învățământ să fie pe roșu, adică învățământ doar online, exclusiv online, fără prezență fizică în unitățile de învățământ, exceptate fiind pentru municipiul Piatra Neamț, creșele și programul instituțiilor private de tip after school. Săptămâna viitoare, vineri, când facem actualizarea la săptămână pentru unitățile școlare, pe ansamblul județului Neamț, dacă vom avea o cazuistică în scădere pe cele patru localități, inclusiv municipiul Piatra Neamț, sub 3 la 1000 de locuitori, vom lua o nouă decizie, vom face o revenire prin care vom putea redeschide în sistem hibrid pe scenariul galben școlile prin prezență fizică și respectiv online. Tot astăzi, în cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgență, s-a luat hotărârea ca tot ceea ce înseamnă sistemul Horeca, mă refer la locațiile din interior, cafenele, baruri, restaurante, inclusiv cei care sunt prestatori ai jocurilor de noroc, se suspendă activitatea pentru o perioadă de 14 zile, rămânând deschise terasele și locațiile din interior rămân deschise doar pentru catering, pentru take-away, adică pentru livrări la domiciliu, nu pentru a se consuma în interior. Capacitățile de cazare, tip hoteluri, hosteluri, moteluri, pensiuni, de pe raza celor patru localități, inclusiv municipiul Piatra Neamț, rămân deschise, iar restaurantele din interior a acestor capacități de cazare rămân deschise pentru a deservi clienții care sunt cazați în interiorul acestor hoteluri sau moteluri. Pe partea de servicii religioase nu s-au luat măsuri, se respectă în continuare măsurile cu permiterea slujbelor atât în exterior cât și în interiorul clădirilor, cu un maxim de persoane în interior și cu obligativitatea purtării măștii de protecție. Pentru celelalte spații deschise rămâne obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile aglomerate de tip târguri, piețe, oboare, alte activități care presupun adunări în spațiu liber, respectiv zonele unde este activitate școlară. Dar, bun, cele 14 zile școlile fiind cu program suspendat nu se va impune. Cam astea sunt deciziile date astăzi în Comitetul Județean de Situații de Urgență. Vreau să vă precizez și să vă spun că
chiar dacă, și o să trimitem în fiecare zi incidența dumneavoastră presei, chiar dacă avem localități care au trecut de 3 la mie sau localități care în viitor vor trece de 3 la mie, nu mergem deodată, imediat cum s-a trecut de acest indice de 3 la mie, pe închiderea totală a respectivelor localități, așa cum a fost în cazul Tașca sau Tarcău, pe zone de carantină. Nu ne dorim aplicarea unei părți de lockdown pentru, nici pentru municipiul Piatra Neamț, nici pentru restul localităților, ci gradual vom lua măsuri pentru a încerca reducerea numărului de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. În continuare, activitățile instituțiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, respectiv poliție și jandarmi, vor face în comisiile mixte verificări în teren la tot ceea ce înseamnă respectarea legii 55 și 856, ordonanțele guvernului cu privire la măsurile de preîntâmpinare și combaterea răspândirii noului coronavirus. Pe această cale rog și solicit prudență, înțelepciune în rândul și a cetățenilor, dar și a celor care sunt operatori economici, fie că vorbim de domeniul transporturi, unde vor fi acțiuni în continuare desfășurate de poliția rutieră și de către ISCTR pentru a vedea dacă se respectă măsurile de prevenire și combatere a coronavirusului, cât și pentru categoria Horeca, mă refer aici la restaurante, care din datele, informațiile care ne parvin și nouă sau parvin și altor instituții de tip Inspectorul Județean de Poliție sau Direcția Sănătate Publică, în continuare, cu toate că e o zonă de restricții, sunt partea acestor categorii de business, mă refer la restaurante, care au programate nunți, au programate tot felul de evenimente cu participare masivă de peste 50-100 de persoane în acele spații. Nu vreau să spun nume de societăți, nu vreau să spun zone în care se întâmplă treaba asta. Cei care trebuie să cunoască, cunosc aceste detalii și rog să existe înțelepciune și să nu se încerce în această perioadă în care suntem cu restricții să existe astfel de evenimente, pentru că, pe de o parte, contravin legilor, ordonanțelor, iar pe de altă parte, vulnerabilizează și sănătatea publică și, clar, organizatorul sau organizatorii astfel de evenimente pot suporta și consecințele legii și amenzile nu sunt deloc mici. Dacă sunt alte întrebări din partea dumneavoastră, vă stau la dispoziție. La școli înțeleg că luni se suspendă. Da. Măsurile privind închiderea Horeca și celelalte măsuri, de când intră în vigoare? Că de duminică. De pe 25 trebuie să dăm, din punctul meu de vedere de bun simț, un răgaz celor care sunt în domeniul Horeca pentru a ști să își gestioneze fiecare pe partea lui zona de business, cu angajați, cu marfa care au pe stocuri. Am înțeles foarte bine. Terasele rămân deschise? Sigur, da. Terasele rămân deschise pentru cele patru localități. Bicaz, Girov, Gârcina și municipiul Piatra Neamț. În interiorul cașelor de culte e o prezență maximă admisă pentru că 20. 20 de persoane? Da. Cu personalul clerical? Nu, 20 de persoane, mă refer la enoria și credincioși. Se vede că pentru cele patru localități pe care le-ați enumerat astăzi, măsurile sunt mai blânde față, ați spus și dumneavoastră, sunt mai blânde față de Tașca și Tarcău. Ce a stat la baza acestei decizii? Există o tendință în scădere? La Tașca și Tarcău e carantină și măsurile pentru zona de carantinare sunt altele. Și acolo sunt dispuse de comandantul acțiunii, domnul Raed Arafat, la propunerea Comitetului Județean de Situații de Urgență, conform datelor TSP și INSP. Pe celelalte patru localități, Bicaz, Gârcina, Girov și municipiul Piatra Neamț, nu suntem într-o zonă de carantinare. Suntem într-o zonă în care luăm măsuri de a preîntâmpina să ajungem într-o zonă de carantinare. Pentru că și în aceste patru localități, dacă vom avea cazuistică în continuare, care va crește, va crește, va crește, nu vom avea ce face și vom ajunge în situația în care INSP-ul să propună carantinare. Nu ne dorim să ajungem acolo și luăm măsuri în pași graduali. Bun, dar asta nu înțeleg. De ce un tip de măsuri în două localități și în patru alt tip de măsuri? Pentru și indicele că acolo este carantină. Așa a dispus INSP-ul, pentru că datele când s-a luat măsura carantinării la Tașca erau de 10 la mie,
Și că, corect, 10 la mii erau puse la măsura, iar pentru pentru Tarcău a fost scădere la 3,64, a fost 4,5 Tarcău la un moment dat. Deci, practic, singurele măsuri care sunt luate sunt închiderea școlilor și a restaurantelor. Suspendarea cursurilor școlare pe 2 săptămâni, cu posibilitatea săptămâna viitoare, vineri, în funcție de indicii pe care ni prezintă DSP-ul, dacă vor fi sub 3, să revenim în scenariul galben, hibrid, cu prezență fizică la școală și online. Dacă nu vor scădea aceste date, rămânem în continuare în scenariul roșu pentru unitățile de învățământ și atunci vom fi doar învățământ exclusiv online. Și Horeca. Deci doar școlile și Horeca. Da, corect. Horeca intră sub aceste măsuri de duminică, iar școlile de luni. Exact. Păi, duminică nu avem școală. De asta logica... Nu, cred că în acest caz, dacă intră duminică, cei care au sâmbătă, la ora 6 și pot să țină până nunțile sunt evenimentele, sunt interese, doamnă. Conform 156 și 55, evenimentele de tip nunți, botezuri, cumătrii sau alt tip de evenimente sunt interzise prin legi, prin ordonanțele de guvern date de Guvernul României. Deci nu discutăm de așa ceva. Dacă municipiul Piatra Neamț n-ar fi intrat sub incidența de peste 3 la mie, acest tip de eveniment oricum nu ar fi fost permis, doamnă. Purtarea măștii pe străzi nu este obligatorie. Aici vreau să întrebi eu, care a fost racina pentru care nu s-a luat decizia obligativă de purtării măștii în toate spațiile deschise? La acest moment nu s-a luat această decizie, așa s-a considerat de către propunerea Direcției Sănătate Publică, a fost ca masca să fie obligatorie în tot ceea ce înseamnă spații deschise aglomerate pentru cele 4 localități. Dacă intram într-o zonă de incidență de peste 4,55 la mie, cum a fost Tașca la un moment dat și oricum Tașca e sus, și respectiv Tarcău, unde este măsură de carantinare, am dat obligatoriu și purtarea măștii de măștilor în toate spațiile deschise, indiferent dacă zone aglomerate sunt mai puțin aglomerate, pentru că e o situație mai deosebită, mai specială. Iar acest ordin a fost, repet, dat de către domnul secretar de stat Raed Arafat, prin comandantul acțiunii. Noi, prin derogare de la ordinul domnului Arafat, am dispus ca pentru cele două localități, Tașca și Tarcău, să permitem oficierea slujbelor în interiorul bisericii cu participarea maxim 20 de persoane. Au fost solicitări din partea preoților, a comunităților și a protopopilor și pentru că sunt și evenimente, nu evenimente mari, dar un eveniment în sensul că o familie are un eveniment în familie, are un botez și trebuie să-și creștineze copilul, nu poate să facă afară, trebuie să-l facă în spațiu închis, adică în interiorul bisericii sau, dacă vorbim și din eveniment mai neplăcut de data asta, spunem o mormântare, adică trebuie să existe o conduită care să permită oamenilor să-și gestioneze într-un mod corect astfel de lucruri, de evenimente. Și alte localități care sunt în buchia pragului de 3 la 1000 și care ar putea intra în discuție în luni marți pentru aplicarea unor măsuri similare? Care sunt la... Eu vă pun la dispoziție. Avem de la 1,5 în sus, pentru că și aici e o decizie tot astăzi dată în CJSU, pentru localitățile care sunt peste 1,5 în intervalul 1,5-3 la mie, capacitatea de funcționare pentru sistemul Horeca este de 30%. Deci se va funcționa cu 30%. Aceste localități, în linii mari, vi le spun, sunt între 1,5 și 3 la mie. Bodești, Dulcești, Crăcăoani, Agapea, Podulei, Poiana Teiului, Dochia, Păstrăveni, Ștefan, Cel Mare, Piatra Șomilii, Ghindăoani, Bicaz, Chei, Pângărați, Alexandru cel Bun, Costișa, Dobreni. Și mai sunt câteva localități. Dumbrava Roșie, Războieniu nu, orașul Târgu Neamț cu 2,10 și municipiul Roman cu 2,37. Următoarea incidență mai mare cred că este la comuna la Dobrenie 2,65, 2,55 Costișa cu indice mai mare, 2,37 orașul Târgu Neamț și 2,37 municipiul Roman, pardon, și orașul Târgu Neamț cu 2,10. Alexandru cel Bun m-ați întrebat, e cu 2,45. Pângărație cu 2,22. A fost identificat pe care l-a
Sau focare în general? Focare în general sunt mai multe. E la Elena Doamna la Piatra Neamț, e în continuare de la Războieni, dar care e, a scăzut ca număr de infectări pentru că au mai ieșit din zona de pozitivare. E în continuare la Comuna Ruginoasa, sat Bozienii de Sus, un focar închis și este considerat de către Direcția Sănătate Publică Spitalul Roman ca o zonă de focar, nu cu extindere comunitară, unde cred că avem aproximativ 60 de persoane. Au început să mă iasă dintre ei din zona de pozitivare. Girov, avem date de astăzi actualizate, sunt 11 lucrători ai... Poftim? Primăria Girov, ca instituție, nu-i considerată focar. Acolo e extindere comunitară în Girov, pentru că, uitați, Girovul are o rată de infectare la 3,90 la 1000 de locuitori. Persoanele care sunt în primăria Girov, în mod clar, sunt și în comunitate, că nu sunt izolați în primărie. Din datele trimise astăzi de către domnul primar, urmează și anchetă DSP acolo, din câte știu, funcționează la limita de jos. Trebuie să-i funcționeze primăria, sunt lucruri de semnat, sunt adeverințe sau alte lucruri de dat la oameni, dar la un minim trebuie să funcționeze. La spitalul județean de urgență Piatra Neamț și la cel de la biserică, și dacă au fost înființate și alte paturi ATI, e un ordin al ministrului, 10% din capacitatea avem 10% pe 4 ATI în județul Neamț, are Spitalul Județean Neamț, Spitalul Roma și Spitalul Târgu Neamț. O capacitate de 10% înseamnă 2 paturi la Roman, un pat la Târgu Neamț și rămânem cu cele 12 paturi pe ATI cu ventilație mecanică la Piatra Neamț. Spitalul Județean Neamț este într-o zonă de încărcare destul de mare, destul de ridicată. 4 ATI din datele pe care le avem sunt pline, adică din 12 le avem pline, dar ele se mai descongestionează și intră următoarea persoană care are nevoie, ferească Dumnezeu, de ventilație mecanică, de intubare și de ATI. La acest moment nu discutăm de o situație critică în care să nu avem locuri în Spitalul Județean Neamț, deci nu suntem într-un astfel de prag. Toate 4 ATI sunt ocupate de pacienți cu da. Vorbim de cele 12 paturi pe ATI care sunt destinate pe coronavirus. Mai sunt paturi ATI destinate altor patologii, în afară de coronavirus. Și mai am o ultimă întrebare. Nu am reținut bine. Ați spus că rămân deschise creșele și mai sunt altor scurile. Astea ce se întâmplă? Rămân deschise. Deci altor scurile, creșele... Sistemul privat. Sistemul privat și creșterile. Creșterile nu sunt sub ordinea Inspectoratului Școlar Județean, sunt la Primăria Municipiului Piatra Neamț. Sens în care am... Haideți să facem ca și concluzie. Vă rog. Ce se închide început de muncă și de luni? Și prin excepție, restul rămân deschis. Ce rămâne deschis? Pentru că acum sunt mai mulți oameni adunați și se înțelege mai bine. Deci ce rămâne, ce se închide și de ce se închide? În regulă. Atunci, luând-o într-o ordine cu sistemul educațional, cu sistemul școlar, începând din data de luni, de pe 26 octombrie, se merge în scenariul roșu pe municipiul Piatra Neamț, pe orașul Bicaz, pe Girov și respectiv pe comuna Gârcina. Aici școala va fi exclusiv online în sistem roșu pentru următoarele 14 zile. Săptămâna viitoare, vineri, vom avea din nou un comitet județean de situații de urgență și în funcție de incidența de săptămâna viitoare, dacă vom avea cazuri sub 3 la 1000 pe cele 4 localități, în mod clar vom redeschide școlile în sistem hibrid galben. Dacă vom avea o incidență la fel peste 3 la 1000, școlile rămân în cele 4 localități cu cursurile suspendate, exclusiv pe online. În domeniul Horeca se suspendă activitatea tuturor activităților de tip restaurante, baruri, cafenele înăuntru, rămânând deschise terasele. Sistemul hotelier, motelier, hostel rămân deschise, iar capacitățile lor de cazare rămân disponibile, nu se închid. Restaurantele din interiorul hotelurilor, hostelurilor, motelurilor rămân deschise pentru clienții care sunt cazați în respectivele capacități de cazare. Săptămâna viitoare, tot vineri, vom face o analiză din nou în baza datelor pe care le va prezenta DSP-ul
Și dacă avem cazuistica în scădere sub 3 la mie, putem anula această suspendare, acest ordin. Mai departe, rămâne obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile, în mod clar, dinăuntru și afară, doar în spații aglomerate, piețe, oboare, târguri, etc. Slujbele nu se suspendă, partea de credincioși pot în continuare să meargă la biserică și să desfășoare preoții slujbele în mod normal, dar cu un număr limitat de persoane. Vă mulțumesc!